Glorie Domnului nostru! Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă! Haideți împreună să-L binecuvântăm, căci merită! Domnul Domnilor. Ce
ne merita. Ce preț să fiu salvat prin ceasul cel mai greu. Ai luat păcatul meu, moartea ai biruit ca eu să fiu sfințit. Oh, astăzi când plive Iisus m-ai mântuit. Liber, pentru că Domnul Iisus te-a eliberat de păcate. Laudă adui lui. Cine mai poate a să ridice pe ce căzuți ia ca fi și fiice? E Domnul gloriei, e Domnul domnilor. Cine aduce la el popoare, plin de dreptate și îndurare. E Domnul gloriei, e Domnul domnilor. Ce dar nemeritat, ce preț să fiu salvat prin ceasul cel mai greu. Ai luat păcatul să fiu sfințit. Oh, astăzi când liber Iisus m-ai mântuit. Plenic este melul junghiat, plenic e împăratul din morții via. Vrenic este melul junghiat, vrenic e împăratul din morți înviat. Vrenic este melul junghiat, vrenic e împăratul din morți înviat. Vrenic este melul junghiat, vrenic, vrenic, vrenic. Lăudați să fie Domnul nostru! Lăudați să fie Domnul nostru! Haideți în acest moment în rugăciune să-i spunem cât de recunoscători suntem pentru harul, pentru darul salvării, pentru prețul pe care l-a plătit pentru ca noi să fim iertați, să fim împăcați cu Tatăl nostru din ceruri. Spune-i lui Dumnezeu cât de fericit ești în numele lui Iisus. Te lăudăm, Iisus! În această dimineață ne închinăm ție, în acest loc înălțăm glasurile noastre și te lăudăm pentru prețul pe care l-ai plătit pentru noi. Te lăudăm, Doamne, pentru că te-ai identificat cu vina noastră, te-ai identificat cu starea noastră de căzută, ai luat asupra ta, Doamne, păcatele noastre ale tuturor, vina, trecutul nostru murdar l-ai luat asupra ta, Doamne, și ai plătit pentru noi, ai plătit
plătit cu moartea ta pe cruce în chinuri teribile. Îți mulțumim în această dimineață, Doamne. Noi suntem fericiți și împăcați cu Tatăl, iertați și eliberați de vina noastră, pentru că Tu, Doamne, ești Domnul Domnilor, pentru că Tu ești atât de aproape de noi și ne protejezi, Doamne, și îți pasă așa de mult de noi. Slăvim numele Tău și înălțăm pe Domnul Iisus Hristos. Îți suntem recunoscători, Doamne, pentru că Tu ești în control și viața noastră, Doamne, prin încercările ei, Doamne, are șanse. Grație Ție, grație Domnului Iisus. Te lăudăm și înălțăm numele Tău. Ne pasăm pe Tine, Iisus. Ne pasăm pe mâna Ta tot puternică.
Să fie Tatăl nostru din ceruri. Suntem în locul acesta ca să celebrăm pacea, liniștea pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Vă spunem tuturor bine ați venit, vă mulțumim că ne-ați inspirat cu aceste momente de rugăciune, de închinare, de laudă. Vă invităm să ocupați locurile și vă rugăm să vă simțiți bine. Facem totul ce depinde de noi ca să vă simțiți bine. Suntem onorați să avem oaspeți împreună cu noi. Haideți să aplaudăm pe oaspeți. Oaspeți, bine ați venit la noi! Sunteți persoanele cele mai importante, sunteți VIP-urile acestei adunări. Domnul să vă binecuvinteze, simțiți-vă la fel de bine cu noi, așa cum noi ne simțim onorați să vă avem împreună cu noi. Salutăm pe cei ce ați venit în vacanță, în concediu, acasă, familia mare, Madan. Domnul să vă binecuvinteze, da? Germania e cu noi astăzi. Și toți ceilalți, sunteți bineveniți, suntem bucuroși, vara îi duce pe unii dintre noi în locuri mai exotice și aduce pe alții înapoi la noi, acasă, și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste noi experiențe. Ne place să ne revedem unii cu alții. Suntem parte a aceleiași familii. În numele Domnului Iisus Hristos, Domnul să fie slăvit, să fie binecuvântat. Aș vrea să urmărim acum pe monitoare ceva informații din viața acestei biserici și continuăm această adunare. Vă mulțumesc! Nicoleta Tomescu este misionară în India de 15 ani. Ea l-a cunoscut pe Iisus din adolescență, iar odată cu căpătarea mântuirii, Dumnezeu a pus în inima ei compasiune pentru oamenii nevoiași. În prezent, lucrarea ei se concentrează pe ucenicizarea tinerilor, programe de consiliere și lucrare de ucenicizare pentru lideri în cadrul a 4 biserici. De asemenea, este implicată în cadrul unei școli internaționale unde predă lecții biblice și ajută la consolidarea programei educaționale. Să ne rugăm ca liderii din India să predice o evanghelie curată, pentru o generație care să trăiască un creștinism autentic, precum și pentru călăuzire și putere în orice aspect al trăirii și slujirii pentru Dumnezeu. Participă la cursul de dezvoltare personală care se desfășoară timp de 4 duminici consecutive, începând cu prima din lună. Cele 4 sesiuni vor avea loc în fiecare duminică de la 12:30 până la ora 14. Vei avea posibilitatea să cunoști organizarea și funcționarea Bisericii Philadelphia, să-ți formezi convingeri sănătoase, să-ți descoperi darurile și să-ți găsești locul într-o echipă de acțiune. Fiecare copil are un vis. Visurile lor pot deveni realitate, dar au nevoie de susținerea noastră. Vrem să oferim rechizite școlare celor care nu și le pot permite și să dăm aripi visurilor. Puteți dona bani pentru acest proiect prin intermediul formularului de comunicare sau la terminalul de la recepția bisericii. Cei care au nevoie de rechizite pentru copiilor și nu dispun de bani pentru a le procura, îndepliniți cererea specială la recepție. Biserica Philadelphia crede în educația de calitate și acest program de aripi unui vis vizează pachetul de rechizite necesare pentru un elev dintr-o familie vulnerabilă, dintr-o familie defavorizată din punct de vedere economic, pentru noul an școlar. Un pachet costă
aproximativ 400 de lei și ținta noastră este să ajutăm cel puțin 100 de copii, 120-100 de copii în acest început de an școlar. Am spus că noi punem preț pe educație de calitate. Și cu această ocazie vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că liceul bisericii noastre din nou este în topul primelor 10 licee excelente din această țară. Numărul 7 în capitală, numărul 10 în țară. Slăviți să fie Domnul pentru cei ce muncesc acolo, în cadrul liceului, pentru părinți și pentru elevi. Îi mulțumim lui Dumnezeu, este o onoare pentru noi să facem o diferență și pe această cale. Deci insistăm. Eu vreau să dau aripi unui vis și știu că sunt multe familii, sunt multe persoane care sunt gata să investească în educația de calitate a unui copil. În loc să-i ajutăm pe săraci la nesfârșit, îi ajutăm pe săraci să facă o diferență, să-și câștige pâinea și să fie o binecuvântare și pentru alții. Educația înseamnă ajutor pe termen lung. Domnul să fie slăvit și să fie binecuvântat pentru aceasta. Acum aș vrea să ne rugăm, minutele care urmează, să ne rugăm unii pentru alții, să ne susținem în rugăciune. Sunt aici oameni care așteaptă din partea lui Dumnezeu o intervenție sau un răspuns. Avem echipa noastră misionară care a ajuns deja în Africa. Ne vor ruga ca Domnul să-i protejeze și să-i folosească acolo. Ne rugăm pentru misionarii din India, pe care îi susținem cu rugăciune, îi susținem economic. Ne rugăm pentru aceste motive de rugăciune pe care le avem. Sunt persoane care așteaptă de la Dumnezeu intervenție supranaturală, de vindecare, de eliberare și avem de plină încredere că Dumnezeu ne ascultă. Vă rog să vă ridicați, dacă aveți o nevoie sau reprezentați o nevoie, îngenunchiați pe acest covor, ne rugăm împreună cu voi, stăruim în rugăciunea noastră în această zi și suntem siguri, suntem convinși că lui Dumnezeu îi pasă de noi și Dumnezeu intervine în viața noastră peste așteptările noastre. Așa a promis El, mai mult decât noi ne gândim, El este dispus să facă pentru noi, să intervină în viața noastră. Să ne rugăm, Părinte din cer, în acest moment, Doamne, ne îndreptăm gândurile noastre către Tine, ne ridicăm glasul nostru către Tine și cerem, Doamne, să Te înduri de noi, cerem, Doamne, să ne binecuvintezi. Aici, Doamne, pe acest covor, în acest loc, au îngenunchiat oamenii care așteaptă din partea Ta, Doamne, un răspuns, oamenii care așteaptă din partea Ta o intervenție, unii dintre ei au nevoie de vindecare, alții, Doamne, au o situație familiară la care, Doamne, Tu trebuie să răspunzi. Oamenii așteaptă un răspuns sau o direcție, o îndrumare din partea Ta. În numele Domnului Iisus Hristos, Tu care ești bun, Te rugăm, Doamne, să lucrezi în viața noastră, Te rugăm să ne binecuvintezi, Te rugăm, Doamne, să ne cercetezi și să ne ajuți să slujim Ție, să fim credincioși, să trăim pentru Tine, Doamne, și să experimentăm bunătatea Ta într-un mod ieșit din comun în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne asculți. Ne rugăm cu această ocazie, Doamne, pentru persoanele care au nevoie de vindecare supranaturală. Sora Oglesneva, Doamne, sora Josan, fratele Cristian Bărbosu, Doamne, sora Pisareva, Gelbe, Doamne, Fomina, în numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm, dăruiește-le vindecare supranaturală. Ne rugăm, Doamne, pentru eliberarea ostaticilor din Afganistan. Ne rugăm, Tată din cer, în această zi, pentru sora noastră care este misionară în India, pentru echipa, cele trei fete și acel tânăr, Doamne, care a ajuns deja în Africa pentru lucrarea Ta. Te rugăm să-i protejezi și să-i folosești, Doamne, să le dăruiești oportunități speciale pentru a Te mărturisi pe Tine, Doamne, și pentru a demonstra dragostea Ta. Ne rugăm în această zi, Doamne, să Te înduri de orice om care cere de la Tine îndurare, să Te înduri de orice suflet care cere de la Tine mângâiere. Doamne, Te rugăm să vindeci sufletele rănite. Te rugăm, Doamne, să-i încurajezi pe cei dezamăgiți și descurajați. Și pentru că ești Dumnezeul cel atotputernic și bun, noi ne închinăm Ție și Îți mulțumim. Noi Te lăudăm pe Tine și Te înălțăm în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Apreciez sinceritatea și credința cu care căutați răspunsul lui Dumnezeu. Să avem deplină încredere că Lui pasă de noi și este gata să răspundă, să intervină în viața noastră mai mult decât noi ne așteptăm. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Amin? Vă invităm să ocupați locurile. Când ați intrat în această sală, ați fost primiți bine, cred, și ați primit formularul de comunicare, deoarece la acest loc, în acest loc se adună mii de oameni în 5 schimburi diferite și ar fi imposibil să știm unii de alții, ar fi imposibil să comunicăm dacă nu am folosit formularul de comunicare. Vă rog în acest moment fiți buni și completați prima parte a formularului de comunicare. Scrieți cu majuscule, citeți numele, prenumele, numărul de telefon, foarte important, numărul de telefon pentru a evita suprapunerile de familii și nume, confuzia, și în chenarul din partea dreaptă sunt acele trei opțiuni, bifați opțiunea care vă corespunde, oaspete prima dată, oaspete a doua oară sau participant frecvent. Aș vrea să știți, cei care sunteți oaspeții noștri, prima dată sau a doua oară, că această biserică își onorează oaspeții și le trimitem cadourile noastre speciale prin poștă. Din acest motiv, vă rog să completați toate rubricile pe prima parte a formularului de comunicare. Scrieți strada, adresa completă și, foarte important, dacă cunoașteți pe cineva în această biserică, la aceste adunări. Nu ești obligat să ne lași adresa completă, dar dacă binevoiești să ne lași adresa completă, va fi marea noastră bucurie să te tratăm ca pe VIP, o persoană deosebit de importantă și să te surprindem cu cadoul nostru special trimis prin poștă în zilele care urmează. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe partea a doua vom completa, vom scrie la sfârșitul acestei adunări. Acum ne pregătim să ascultăm mesajul pregătit pentru adunarea de astăzi de Igor Kovale, diacon în cadrul Bisericii Philadelphia. Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el, să ne binecuvinteze pe noi și să plecăm de aici cu ceva concret de pus în practică. Adunarea Bisericii Philadelphia nu este pentru filozofie și teorie. Această biserică nu este o ideologie, este un stil de viață. Noi chiar vrem să știm ce avem de făcut mai departe. Doamne ajută! Au trecut de atunci peste 2000 de ani, iar afirmațiile lui rămân celebre și astăzi. Oamenii fac referințe la ele, atât în discuții private, cât și la cele mai înalte ceremonii și festivități. Despre ce este vorba? Maximile lui Iisus. 8 duminici discutăm cum să aplicăm la viața noastră celebrele maxime ale lui Iisus. Vă salut și eu în dimineața aceasta la o nouă maximă al Domnului Iisus și dați-mi voie să salut și pe cei care privesc prin internet, prin televiziune, prin orice altă cale, sunt cu noi împreună din părțile componente. Dumnezeu să ne binecuvinteze toți împreună adunați în jurul cuvintelor Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Continuăm și astăzi tema care a început și deja mai multe săptămâni vorbim la această temă, care ne ajută să creștem, să ne dezvoltăm și să facem, să aplicăm ceea ce învățăm, da? Cum s-a spus, nu vorbim doar filozofie, ci căutăm să îndeplinim ceea ce ne învață Domnul Iisus. Și vreau să vă amintesc că duminica trecută noi am vorbit despre pomul bun care aduce roadă bună, da? E bine să ai mere undeva în ogradă, da? Îmi plac merele, mai ales când dau mere, sau cine, persic, cine și cui place, da? Dar e bine să fim și noi acel om bun pe care îl dorește oricine aproape de sine, da? Și să aducem acel rod bun pe care și Dumnezeu se bucură de el, și oamenii în jur se bucură de aceasta. Mai mult decât atât, duminica trecută, fratele Pavel Grăjdaru ne-a spus că ce consumi, aceea produci. Cuvântul Dumnezeu, de fapt, spune aceasta, da? Ce, ești ceea ce, de fapt, primești, da? Și dacă consumi alcool, ajungi ce? Alcoolic, da? Începe a practica acest lucru. Dacă consumi bârfă, ce ajungi? Bârfitor. Minciună, consumi
minciună dai, da? Dar dacă consumi dragoste, ce dă din tine? Ce ai acumulat, nu? Sau dacă consumi har, iertare, da? Ai primit iertarea lui Dumnezeu, cât mai multă, da? Ești cel care dai această iertare. Deci, am învățat aceste principii și este bine să fim, am pus, cred că, în aplicație, eu cred și am stăruit și ne stăruim fiecare să fim oamenii cei buni, da? Zi de zi, mai ales că știm că Dumnezeu se așteaptă la aceasta de la fiecare, să nu ne oprim aici, continuăm, da? Continuăm mai departe să facem ceea ce învățăm și Domnul să ne ajute. Astăzi suntem la următoarea maximă a Domnului Iisus, care o găsim în Matei, capitolul 25, și haideți împreună să o citim. Căci celui ce are, îi se va da mai mult și va avea din belșug, însă celui ce n-are, se-l va lua chiar și ce are. Aceasta este maxima de astăzi, Domnul Iisus a spus-o și parcă așa e o nedreptate. Mai cum asta e posibil? Celui ce n-are chiar să-i se ieie, chiar și ceea ce are. Așa că asta primul lucru așa te deranjează puțin. Așa suntem noi în Moldova, noi suntem mai sensibili la ceea ce nu au, mai ales că țara asta așa e parcă la prima vedere, da? Suntem deprinși cu lipsurile parcă și ni se pare, oh, ce nedreptate. Oare chiar e nedreptate? Noi nici n-am observat prima parte a versetului care a spus-o Domnul Iisus. Celui ce are îi se va da mai mult și va avea din belșug. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, să avem din belșug. Cineva a citit în Biblie că Dumnezeu vrea ceva să ne ia? Nu, Dumnezeu a venit să ne dea, El și-a dat viața pentru noi în Iisus Hristos. El și-a dat timpul cu noi împreună cât a fost pe pământ. El acum își sacrifică timpul și tot ce face, El pentru noi face, El mijlocește pentru noi, El caută să discute, să ne învețe, să ne conducă. Deci Dumnezeu este Cel care ne vrea belșugul. El este Cel care ne vrea succesul, este Cel care ne vrea binecuvântarea. Și deci, Domnul Iisus ne vorbește aici despre secretul succesului. Da, este cealaltă parte care există și ea. Dar haideți astăzi să privim la partea bună a paharului, să privim astăzi la succesul care îl vrea Dumnezeu, pentru că planul lui este să ne binecuvinteze. Noi suntem cointeresați în acel succes, nu? Până la capăt vrem și noi să avem succes, să avem binecuvântare, să avem belșug. Dar care este etalonul acestuia? Secretul succesului este să ai, nu? Așa spun, cine are, îi se va da mai mult, ca să aibă din belșug, da? Deci secretul succesului, secretul binecuvântării, secretul de a fi fericit, de a fi împlinit, dacă vreți, este să ai. Oare ce să ai? Semnul întrebării. Ce oare să ai? Trei puncte, da? Un om era în pustiu. A nimerit cumva el în pustiu și își căuta calea undeva să ajungă la civilizație și cât mergea el așa prin pustiu, a însetat, normal, nu? Acolo nu prea este apă, de atâta și-i pustiu. Și în setea asta lui se ruga, păi, Doamne, dăm cineva în cale să găsesc niște apă. Avea și bani cu el, avea tot ce trebuia, deci s-a pornit în călătorie, oricum s-a asigurat. Dar problema este că era pustiu, nu ai nici magazin, nici altceva. Și întâlnește o persoană pe cămilă, vine în față, o, slavă Domnului, am găsit un om, uite că m-am ajutat puțin. Se apropie de omul celălalt și zice, Domnule, uite, mă bucur că te-am văzut, slăvit să fii Domnul, uite, dă-mi, te rog, niște apă. Și omul celălalt spune, n-am apă, n-am apă, am cravată. Dacă vrei, cravată. Hai, te rog, eu am nevoie de apă, ce-mi trebuie cravată? Îți dau bani, îți dau tot ce vrei, dă-mi, te rog, un pahar de apă, sunt tare însetat, vreau să ajung viu până la capăt. Nu am apă, omule, dacă vrei îți vând cravata, uite, poftim. Da? Știți și cravată, nu? Galstuc, se spune. N-am nevoie de galstuc, și-mi trebuie galstucul ăsta în pustiu. Ei, n-ai nevoie, n-am nevoie, nu pot să te ajut cu nimic. Sau au plecat, fiecare în calea lui. Măcar unde e apă? În direcția aceea este ceva apă. Bine, mă duc. Și merge mai departe el, tot așa, mai mult soare, mai mult pustiu, mai mult însetare, tot mai tare însetează, deja nu mai poate răsufla. Întâlnește pe altul. O, slavă Domnului, încă unul este în cale. Slăviți fie Domnul. Doamne, mulțumesc. Omule, am nevoie de apă, te rog, îți dau bani, îți dau tot, îți dau haină de pe mine, dă-mi un pahar cu apă. Nu am apă, am cravată. Măi, ce cu cravata? Cui trebuie cravată în pustiu? Eu nu înțeleg. Nu? Nu, n-am nevoie de cravată. Unde e apă? Acolo. Bine, mă duc să caut apă. Și tot așa, mergând, tot mai tare am setat, deja nu mai puteam merge, am mers în patru, deja se târâia.
Și în sfârșit găsește o oază mare, cu multă apă. Era îngrădită, era cuiva, cred că, acea oază. Și el, o, apă, în sfârșit, și așa scria scris un placat acolo la intrare. Apă, da? Aici este apă. Și el, o, minunat! Și mai jos era scris, intrarea cu cravată. Uneori, noi credem că avem tot ce trebuie. Secretul succesului este să ai. Și fiecare în minte acolo ceva, eu ajuns, ce oare să ai, da? Ne-am dat răspunsul fiecare. Nu cumva suntem și noi ca cei cu cravata sau fără cravată, la care le trebuie cravata ca să poată să bea niște apă. Și ca să fim siguri că avem anume ceea ce trebuie, ca să avem binecuvântarea, succesul, fericirea, împlinirea, haideți să privim ce anume trebuie să ai ca să ai succes. Și pentru aceasta vom privi în pilda talanților. Cine a auzit, cine știe, cine a citit despre pilda talanților, vă rog, mâna sus. Așa, sunt oameni aici toți, da, știți, pilda talanților. Vom trece puțin prin ea pentru că Domnul Iisus a spus această maximă la sfârșitul acestei pilde, concluzionând, practic, ceea ce s-a întâmplat. Și citim în Biblie următorul cuvânt. Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Domnul Iisus ne-a dat o pildă despre împărăția cerurilor. Așa cum se întâmplă în pilda asta, așa paralel se întâmplă și în împărăția cerurilor, adică în principiile spirituale, în viața noastră spirituală. Și noi astăzi, la fel, ne-am adunat ca să fim să avem succes în cele spirituale, nu? Clar că vrem și în cele materiale, dar dragii mei, atunci când în împărăția cerurilor, în împărăția lui Dumnezeu, noi prosperăm, ea se răsfrânge asupra vieții noastre fizice, asupra vieții noastre materiale. Și de aceea, cum am mai spus eu, prioritatea sunt cele spirituale. Da? Este o necesitate și o prioritate. De aceea, haideți astăzi să privim viața, începând de la cele spirituale. Acolo trebuie să avem succesul, ca celelalte lucruri să se împlinească fiind binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi în cele spirituale. Și ce găsim noi în acest verset important pentru a avea succes? Secretul succesului este să ai pe Iisus ca Domn și Stăpân. Acești robi care au primit 5 talanți, 2 talanți, 1 talent, ei au avut un stăpân care le-a încredințat acești talanți. Cineva care le-a purtat de grijă, cineva în casa căruia ei erau. Și noi vedem că au fost binecuvântați, au avut ceva din partea stăpânului lor. La fel și noi, oameni buni, nu putem să avem succesul, nu avem fericirea, nu avem împlinirea dacă nu l-avem pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt ca Domn și Stăpân. Da? Este bine să fie El prietenul nostru și ne place ca Iisus să fie prietenul nostru, mai ales la tineri le place acest lucru și este bine, așa trebuie să fie. El este prietenul nostru, El a spus că este prietenul nostru. Este bine ca atunci când avem o urgență să spunem, Doamne ajută-mă, Doamne, salvarea vine, ambulanța de la Domnul, da? Vin îngerii și rezolvă tot. Slăvit să fie Domnul că îl avem pe El atunci când avem o urgență, o nevoie, o durere și El vine și izbăvește. Aleluia! Ați experimentat asta, nu? Ne bucurăm mult, dar nu este destul El să fie doar prietenul și doar angajatul urgenței. El nu este angajatul urgenței. Este bine ca El să ne conducă. Este bine ca El să fie Domnul, să fie Stăpânul, Cel în casa căruia noi venim să ne închinăm, Cel în împărăția căruia avem de gând să fim o veșnicie și El să ne conducă viața de aici în veșnicie. El să ne spună unde avem de mers, El să ne spună ce avem de făcut, pentru că El știe mai bine, El ne-a creat. Apropo, noi am fost robii acestui stăpân în Adam, când era raiul pe pământ și când Adam și Eva erau cei care, nu erau ei chiar robi, nu? Când citim Biblia erau oameni care aveau o relație extraordinară cu Dumnezeu. Bine, nouă nu ne place cuvântul rob, dar ei erau robii lui Dumnezeu. Ei făceau ceea ce Dumnezeu le-a dat să facă. Ei erau în posesiunea lui Dumnezeu. Ei erau sub ocrotirea. Noi am cântat astăzi în a treia cântare, sub aripa lui Dumnezeu. Doamne, când e greu, întinde-ți aripa și totul se rezolvă. El e stăpân pe situație. El e stăpân pe viață. El e Domnul. Și când s-au dezis acești doi ai noștri stră, părinți, atunci a venit ceea ce avem astăzi,
Atunci când El nu este Domn și Stăpân, asta avem. Da? Ceea ce trăim noi, necazul, durerea, neînțelegerea și toate aceste lucruri. De aceea, secretul succesului tău și al meu este să îl avem pe Iisus ca Domn și Stăpân, Cel care va conduce viața ta și viața mea. Cel care îți va spune ce ai de făcut, Cel care te va duce, de fapt, cu El împreună, pentru că El știe ce este de făcut. Și atunci, fără El, dacă suntem, ce facem noi? Dacă nu acceptăm aceasta, cine suntem noi fără Dumnezeu? Suntem niște oameni fără locuință. Oameni fără un loc de a fi, de a trăi, pentru că veșnicia este pentru cei care L-au acceptat, care L-au urmat pe El. Suntem niște sinucigași, niște ucigători, niște depravați, niște oameni fără destin, pur și simplu. Iar cu El noi știm cine suntem. Noi știm unde mergem. Noi știm cum mergem și ce trebuie să facem. De aceea e primul pas. Dacă astăzi n-ai făcut acest lucru, dacă nu ai această relație cu Dumnezeu astăzi, hotărăște-te să o ai. Hotărăște-te să-ți fie El Domn, El Stăpân, El să-ți spună ce să faci cu ceea ce ai. El să-ți spună cu ce să faci în ziua aceasta. Și urmează-L, ascultă-L și El să-ți fie Domn. Și vei avea succesul, pentru că acesta este secretul succesului, primul care îl găsim în acest text. Al doilea secret al succesului este să ai înzestrarea potrivită. Cei trei robi au primit ceva, au primit talanți, cineva 5, cineva 2 și cineva 1 talent. Nu toți au primit tot una, dar oricum fiecare a primit ceva. De aceea, clar că atunci când vorbim despre înzestrare în privința vieții noastre cu Dumnezeu, da? Ceea ce a vrut să ne comunice Iisus este ceea ce ne dă El nou. El ne dă nouă daruri, El ne dă nouă talente, da? Că tot talanți, de acolo s-au luat talentele, da? Ne dă ceva valoros, ceva capacități, abilități, ceva care noi putem să le practicăm și să aducă fericirea, împlinirea, binecuvântarea în viața asta nouă și celorlalți în jur. Este vorba de daruri care le descoperim în Biblie, daruri de profeție, de slujire, de învățare, de consiliere, de milă, de credință, de dărnicie, daruri de tot felul, care nu sunt toate prezentate clar, că nu le pot spune acum toate, nu avem atâta timp, dar noi le știm că sunt unele abilități cu care suntem înzestrați de la Dumnezeu. Și este bine, și succesul vine atunci când noi avem aceste daruri, nu? Dacă nu avem nimic, ce putem face noi? Nu avem nimic. Și uite că Dumnezeu, Cel care este Stăpânul nostru, ne înzestrează cu ceea ce este cel mai potrivit. Cel mai important să înțelegem la acest capitol că fiecare are o înzestrare. Are daruri date de la Dumnezeu. Nu natura ne-a dat nouă aceste daruri, nu că ne-am născut așa, uite așa ne-am născut, nu. Biblia spune că Dumnezeu ne cunoaște înainte de a ne naște. El lucrează la crearea noastră, El știe, El așa ne-a făcut. O făptură minunată ne creează și apoi El știe toate zilele noastre de ce. Pentru că El are un scop pentru viața noastră și ne creează și ne dă darurile, abilitățile potrivite pentru viața aceasta ca să ajungem la un succes, la o binecuvântare, la o împlinire, la tot ce este mai bun. El ne dă aceste daruri, nu natura, nu părinții, nu pastorul, da? Ci Dumnezeu. Haideți astăzi să acceptăm. Dumnezeu este Acela care a înzestrat pe fiecare cu darul. Mai mult decât atât, aceste daruri sunt o valoare. Când citim că unul i-a dat 5, altul i-a dat 2 talent și altul i-a 1 talent, parcă e o nedreptate iar. Iar noi suntem la Moldova, nu? Mai negativiști puțin. Ai unul, acel cu unul, săracul, așa de tare, o pătimit, nu? Așa parcă ți-i jere de el. O avut el un talent, l-a îngropat, l-a păstrat, da? Săracul, ni se pare că pentru că avea numai unul. Și nici jele de el. Așa puțin o primit, da? Și uneori noi așa atitudine avem față de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Oh, dar eu numai asta pot face, mare lucru eu nu pot face. Numai asta, așa neînsemnat, așa lucruri care nu se văd. Nu-i pe scenă, nu-i în reflectoare luminilor, nu-i vorbit așa de mult, așa, puțin ce, da? Dar haideți să ne uităm mai atent, vă rog. Un talent, asta nu e un leu. Un talent, asta sunt 30 de kilograme de aur sau argint. Eu nu știu până sigur până la cap, cred că e argint, dar oricum, 30 de kilograme, asta nu e un inel de cât acolo grame, 5, da? Îs 30 de kilograme, e o avuție serioasă, aproximativ 300 de mii de dolari, scuzați, acel talent era o bogăție, nu? A, muia de amă, nu ți-i jele de el, deja nu ți-i jele, mai ales de acel de 2 și cu 5 talanți, încă și mai mult. Și haideți să acceptăm, haideți să înțelegem că Dumnezeu a pus în noi valori.
Oh, eu nu am mare dar, eu doar numai să mă rog pot. Ho, dar câtă nevoie de rugăciune este aici? Uitați-vă câte nevoi s-au spus astăzi, dar sunt și multe altele care nu s-au spus, nu s-au auzit și poți afla aceste nevoi și poți să te rogi. Și apoi cineva a spus, știți, a spus, tu ești ceea ce ești, nu pentru că ei, cumva tu așa de tare ai reușit, ci pentru că cineva s-a rugat pentru tine la Dumnezeu și Dumnezeu a făcut din tine ceea ce ești. Așa a spus o maximă. Da, și eu cred în asta. Nu, eu nu sunt rezultatul doar efortului meu, ceea ce încerc eu să fac, ci și rezultatul cuiva care s-a rugat pentru mine și Dumnezeu a intervenit. Și atunci când te uiți la aceasta, te gândești, stai puțin, dar darul acesta este mare, este valoros, este necesar, este important. Da, el nu este vizibil așa de tare, dar el este mare. Sunt alte daruri care noi așa, știți, le mai lăsăm așa mai mare. O, e ca aici când se vede, asta-s dar, astea-s talente. Nu, nu, nu. Fiecare, ca ce ar avea înzestrare din partea lui Dumnezeu, este o valoare mare. Iisus a murit pentru noi ca noi să ajungem să fim ceea ce suntem, să fim mai buni, să fim cei care ne rugăm, să fim cei care dăruim, să fim cei care slujim, să fim cei care încurajăm, da? Prin darurile noastre, El a murit, El a plătit prețul acesta și este foarte prețios ce a pus Dumnezeu în tine. De aceea, nu disprețui ce a pus Dumnezeu, este o valoare acest dar, această înzestrare. Iacov, apostolul Iacov spune, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Orice ni se dă bun și desăvârșit, dacă ai un dar, este bun, este desăvârșit, nu i-ai găsit locul, nu știi ce să faci cu el, dar el este o valoare pe care Dumnezeu pune preț și vrea ca această valoare să fie descoperită. Descoperă-o astăzi, vezi că ești valoros în fața lui Dumnezeu cu darul care îl ai. Apoi, înzestrarea pe care o ai, darul pe care îl ai, din partea lui Dumnezeu, este un privilegiu, nu este o proprietate. O, știu eu să fac ceva, mă duc să fac bani cu asta. Așa, să-mi fie mie bine. Sau mă duc să fac popularitate. O, lasă tot să știe cât sunt eu de înzestrat și de talentat. Da? Nu pentru asta, nu e proprietate. Așa, ți-o dat Dumnezeu, fă ce vrei, om vide, s-o primit bine sau nu. Nu, este un privilegiu de a-L sluji pe stăpânul, de a-L sluji pe Domnul tău, de a face ca interesele Lui să fie împlinite. Pentru că Dumnezeu ne dă daruri pentru ca noi să îndeplinim chemarea la care El ne cheamă. Și El ne-a chemat la ceva, nu? Noi știm, în Biserica Filadelfia e clar ce chemare avem, ce avem de gând să facem. Viziunea bisericii este clară, este scrisă pe preț, este vorbită, este discutată, este predicată. Noi știm ce avem de făcut. Dumnezeu ne-a dat daruri ca să îndeplinim această viziune, să îndeplinim acea chemare pe care a dat-o fiecăruia. De aceea este un privilegiu și haideți să privim la acest privilegiu. Când apare oportunitatea, când vedem o ușă deschisă, să fugim într-acolo și să facem tot ce putem face mai bine. Pentru că secretul succesului este să ai înzestrarea potrivită și atât, să ai un stăpân, care este Domnul și Dumnezeu, slăvit să fie El, și să ai doar înzestrarea și atât, o, mi-am împlinit tot ce trebuie, o, slavă Domnului, am ce trebuie, mântuire, iertare, daruri cu grămada, pot să vin la adunare în liniște și să ascult predică. Atât? Nu! Nu e atât și noi toți știm asta. Dar haideți să mai spunem o dată, nu e atât, pentru că în Matei capitolul 25 citim, imediat cel ce primise 5 talanți s-a dus și a făcut negustorie cu ei și a câștigat alți 5. Tot așa cel ce primise 2 a câștigat și el alți 2. Dar cel ce primise 1 s-a dus și a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo argintul stăpânului său. Noi știm cine a fost apreciat. Au fost apreciați cei care au făcut negustorie și au câștigat alții 5 sau 2 în locul celor care avea. Noi știm că Dumnezeu apreciază și de aici noi vedem că darul care avem, zestrarea care avem, chemarea care avem trebuie să acționeze, trebuie să fie practică. De aceea secretul succesului este să ai pasiunea pentru a te investi, să te dai în lucru, să pui în negustorie, să faci ceva cu ceea ce ai. Poate încă nu știi ce, trebuie să descoperi. Când se deschide ușa, aleargă, fă ce poți mai bine cu acel dar. Pentru că succesul este produsul muncii noastre. Dumnezeu ne-a creat ca să muncim. Dumnezeu când l-a creat pe Adam și pe Eva, i-a pus în grădină ce să facă? Să
o lucreze, să o păzească. Ea avea ultimul lucru. Deci, lucru este de la început. Pentru asta am fost creați și succesul, binecuvântarea, plinătatea noi avem atunci când muncim, când depunem efort și avem rezultate. Mai ales că Dumnezeu așteaptă aceste rezultate, pentru că e a Lui averea care a dat-o. El ți-a dat daruri, El ți-a dat talente ca să le pui în aplicare, ca să le investești în lucrarea Lui, în câmpul Lui de misiune, în biserica Lui, peste tot unde Dumnezeu te cheamă să o faci, pentru că El vrea să se multiplice aceste daruri. Să fie mai mulți oameni ca tine, plini de daruri și în acțiune. Să fie mai mulți oameni care laudă pe Dumnezeu cu cântare. Să fie mai mulți oameni care încurajează. Să fie mai mulți oameni care vizitează în spital pe cei bolnavi. Să fie mai mulți oameni care merg în stradă să-i găsească pe cei pierduți și să-i aducă la adunare. Să fie mai mulți oameni care se ocupă de oameni fără locuință. Să fie mai mulți oameni plini de bucurie care sunt gata să întâmpine oamenii cu bucurie. Așa că avem nevoie de așa oameni. Să fim așa, cu bucurie, da? Mai ales aici, mai ales în Biserica Domnului Iisus. Să fie mai mulți oameni care să aibă grijă de lucru care li s-a încredințat, să fie curat, să fie bine, să fie frumos, să fie mai mulți oameni de aceștia ca Împărăția Lui Dumnezeu să crească. El așteaptă multiplicare de la tine, de la mine și la fiecare noi. El a dat acest dar care l-ai ca tu să-l motivezi și pe alții să facă la fel. Și în loc, dacă ai 5 daruri, să mai fie 5 oameni ca tine. Să dacă ai 2, încă, da? Sau poate mai mulți, poate Dumnezeu îți dă mai mare randament, dar să fie multiplicat acel dar. Nu să păstrăm. Cel care a pus darul în pământ, noi știm că Dumnezeu i-a spus, ești leneș și viclean. Atât ai făcut, nimic. Măcar ceva puteai să faci, măcar ceva, măcar puțin. Și abia să te accept așa. Dar așa pur și simplu l-ai lăsat, de puțin. S-a acoperit cu mucegai și asta e tot? Din valoare a devenit ce? Acum ce să faci cu el, da? De aceea nu lăsăm ca cele daruri să stea pur și simplu noi. Nu suntem, cineva a spus, noi nu suntem niște rezervoare. Așa, să ne dea Dumnezeu binecuvântări, daruri și tot ce trebuie, să vină cât mai mult peste mine și atât. Și mă duc acasă așa plin. Și de plin, de har. Nu. Noi suntem niște conducte. Te-a umplut Dumnezeu cu har, dă-și la alții. Răspândește. Te-a încurajat Dumnezeu astăzi? Încurajează. De astăzi începe. Să ajunge cât ți-a dat Dumnezeu. Te-a făcut să fii plin de milă de cei care suferă? Du-te și dă milă. Te-a făcut Dumnezeu să vrei să-L slujești pe cineva? Dați-mi un om să-L slujesc. Du-te, găsește-L. El este undeva, slujește-L. Și ai să vezi cum și alții vor fi încurajați de ceea ce vede că Dumnezeu face în viața ta și se va crește în felul acesta entuziasmul în alții și se va dezvolta. Ce avem de făcut ca să nu stăm pe loc, ca să multiplicăm darurile? Ce avem de făcut? În primul rând trebuie să descoperim. Trebuie să descoperi darurile cu care ești înzestrat. Și acesta este un proces, apropo. Nu poți să știi toate darurile odată. Eu personal deja, și nici acum nu pot să spun că chiar pe toate le știu pe care Dumnezeu mi le-a dat. Tot descoper nou ceva. Dar este important acum și aici, așa cum ești, să înțelegi. Acesta dar Dumnezeu mi l-a dat în mod special mie și eu pot anume aceasta să fac. Roagă-te pentru asta. Spune, Doamne, eu vreau să știu ce am de făcut. Eu nu pot să stau așa pur și simplu, mai ales după predica de azi. Nu vreau să fiu cel care îngroapă ceea ce ai dat, valorile pe care mi le-ai dat. Vreau să fiu omul care mulțește aceasta. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce anume. Dar mai atunci când te rogi, nu uita să asculți și ceea ce se spune aici în adunare. Asta s-a spus la 12:30. Cursul de dezvoltare personală. La acest curs în Biserica Philadelphia este special acest curs făcut ca noi să înțelegem ce avem de făcut împreună, la ce ne-a chemat Dumnezeu. De ce avem de făcut aceasta? Ce ne motivează pe noi să facem acest lucru? Cum Duhul Sfânt ne conduce? Și ce anume eu, din toată mulțimea asta de lucruri care sunt de îndeplinit pentru slava lui Dumnezeu, ce eu anume pot face, aflând darul meu? Discutăm despre asta, ne rugăm despre asta, citim cărți despre asta, facem teste, facem tot posibilul ca să știu, Doamne, asta am acum din partea Ta și eu vreau să pun în lucru. Și atunci când știi, și când știi sigur, uite, asta eu pot face, atunci deja e mai altfel. Deja știi, aha, direcția asta eu pot lua. Și de aceea,
descoperă-ți darul. Dacă nu ai făcut lucrul acesta, dacă n-ai fost la cursul de dezvoltare personală, du-te la el. Nu, după adunarea aceasta, exact, reușești. Tot o să fie bine și Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă ai făcut-o deja, trecem la următorul. Dacă ai descoperit darul, dacă știi ce ai de făcut, slujește cu darul cu care ești înzisat. Este totul simplu, noi tot asta știm. Dar uneori e greu să ajungi la asta, nu? Slujește, pune-l în aplicare acel dar. Eram de-abia întors la Domnul câțiva ani în urmă, 18 deja, cred că, da. 18 ani în urmă. Am venit de-abia la Domnul, m-am dedicat Domnului Iisus, îmi plăcea să vin la adunare, ascultam predica, ascultam, cântam Domnului, lăudam pe Dumnezeu cu toți împreună, era bine, era har, minunat, extraordinar și era mai multe adunări, era și în timpul săptămânii și de două ori pe zi, duminica, extraordinar, minunat. Dar la un moment dat am simțit că trebuie ceva mai mult, mai ales când auzi predici de motivație, trebuie să facem ceva, trebuie să mergem cu Dumnezeu în câmpul de misiune. Dar ce pot face eu? Eu de-abia am venit în adunarea asta, ce pot face eu? Mare lucru, nu știu. Nu eram eu de scenă, eram prea nou, spunem așa, nu prea înțelegeam ce aveam de făcut și am spus, Doamne, dacă este ceva, dacă aștept ceva din partea mea, ajută-mă să înțeleg ce. Și am înțeles ce. Odată, după adunare tineret, ne-am adunat câțiva tineri care mergeam într-o direcție, cu troleibuzul, ne-am suit în troleibuz și era o adunare așa, o adunare vibrantă, așa, ne simțeam bine, bucuroși, slăviți fi Domnul, și mai îngânam cântarea de la adunare. Fii binecuvântat, și cântarea s-a toți cântat atunci. Fii binecuvântat când pământul, așa, încetişor, cântam și noi, să ne audă toți. Dar eu am spus, nu, noi toți acolo, am spus așa, de ce noi așa în șoaptă cântăm? Hai să cântăm mai tare. Poate le-o place oamenilor. Hai! Fii binecuvântat! Oamenii, s-au uitat. Noi am cântat o cântare, oamenii nu au spus nimic, s-au întors înapoi, ascultau. Hai, mai avem vreo cântare, mai avem. Ia, care a fost asta? Asta. Și am cântat așa tot drumul. Câte cântări am știut atunci? Ei, stai puțin. Este o ușă deschisă din partea lui Dumnezeu. Noi putem să cântăm, știm cântările, știm cuvintele, putem, avem voce. Ne ducem acasă, asta e ușa lui Dumnezeu pentru ca să punem în practică darul lui Dumnezeu. Data viitoare, ne întâlnim împreună după adunare și deja și duminica veneam, intram în troleibuz și duminica cântam după adunare, în troleibuz și de parcurs de 2 ani s-a cântat, tinerii cântau în troleibuz. Pentru slavă lui Dumnezeu, am învățat de-a mușc cântări care deja am înțeles că trebuie să mai învățăm cântările mai bine ca să le știm mai bine, să le cântăm toți odată. Și apoi am mai învățat cântări care să povestească despre îndurarea lui Dumnezeu, despre faptul că oamenii trebuie să dedice lui Dumnezeu, așa ca oamenii să înțeleagă de ce noi cântăm, că nu suntem nebuni, suntem de la biserică. Și în perioada aceea, dacă cineva, am auzit așa prin troleibuz, tot spunea, știa ca biserica Philadelphia, care biserica Philadelphia? Acei care cântă prin troleibuz, spuneau toți. Da? Deja pe noi ne cunoșteau ca și cei care cântă prin troleibuz. Dar în felul acesta am pus în aplicare darul care ne l-a dat Dumnezeu și nu era pe scenă cântarea aceea. Nu era adunare, în reflectoare sau altceva. Nu era nimic deosebit, dar era ceva deosebit. Între oameni necredincioși am cântat Domnului și oamenii au ascultat. Oamenii au apreciat. Uneori se sfădeau pentru noi. Unul mai apărea că, dar ce cântați voi, închideți gura. Dar ziceau, nu, închide tu gura, oameni. Mai bine copiii ăștia să cânte Domnului decât să îmbli cu narcotice, da? Și oamenii deja ne apărau, da? Și, mai cântați, băi, mai cântați, da, ne-am dădeau curaj. Noi, am luat și gitara cu noi și tot așa. Și în felul acesta am pus în aplicare acel dar. Mai mult decât atât, multiplică darul cu care ești înzestrat. Da, am fost o grupă mai mică atunci, dar când s-a început așa mișcare, mai mulți tineri au început să meargă cu troleibuzul acela. Își schimbau marșrutul dacă trebuie, mergem cu voi până în centru și deja de acolo ne împărțim prin toate. De ce? Pentru că deja fiecare a realizat, măi, asta e o lucrare extraordinară care Dumnezeu ne-a dat-o și uite, noi putem să o facem. Și ceilalți care puteau cânta au venit cu noi. Deci, nu numai o mică parte, da, am început să creștem numărul acesta și apoi deja nu numai în troleibuzul ăsta se cânta, deja se cânta mai mult troleibuzuri. Deja prin oraș, troleibuzurile cu cântăreții noștri erau pline, da? Deci după adunare totdeauna lucrul acesta. Uitați-vă un mic exemplu, poate nu este, iarăși, asta e exemplul meu personal, nu este altuia, dar poate este o altă posibilitate la tine, în viața ta, în lucrare, în activitatea care o ai, unde Dumnezeu îți deschide o ușă ca să pui în aplicare acel dar care parcă ți se pare așa neînsemnat. Dar este o valoare pentru Dumnezeu, pentru că acolo El va lucra cu putere și acolo
se vor aduna și alții care au același dar și pot să fie cu tine împreună și în felul acesta să multiplice acel dar, să-i faci și pe alții să meargă pe calea aceasta și Dumnezeu se bucură pentru că se întâmplă anume ceea ce așteaptă El, multiplicarea, nu pur și simplu așa stăm și noi, dar facem împreună, ne unim împreună și câștigăm și pe alții și ceilalți iarăși se adună și tot așa acest proces merge continuă. Aceasta vrea Dumnezeu. Așa crește împărăția lui Dumnezeu, prin multiplicare, când facem ucenici, când facem tot ce putem mai bine. Vezi ce dar ai, dacă te rogi. Lipește și pe alții cu tine, să se roage cu tine împreună. Avem și adunare de rugăciune aici. Duminica este un timp de rugăciune. Este posibilitatea de a predica acest dar. Uniți-vă împreună cu acei oameni. Fiți în procesul acesta de multiplicare. Dacă poți să încurajezi, ia cu tine oameni care să facă la fel ca tine împreună, duceți-vă prin spitale, duceți-vă prin stradă, unde vreți, unde Dumnezeu vă cheamă, iarăși până la capăt. Nu eu hotărăsc asta, ci Dumnezeu vă deschide. Și în felul acesta Dumnezeu ajută să crească împărăția Lui. Și la sfârșit, El are o concluzie pentru cei care fac lucrul acesta, cei care au dorința și inima pentru a se investi și a multiplica darurile pe care le-a dat Dumnezeu ție personal. El spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Asta vrem să auzim noi toți la capăt, nu? Asta vrem noi ca Dumnezeu să ne spună nouă, fiecare din noi. Și deci, nu este destul ca să ai pe cineva undeva, am neamuri, am legături, cum se face pe aici, da? În Moldova. Nu, nu e destul ca să fii doar înzestrat cu multe și de toate, spui, oh, ce mândru eu să am așa lucruri extraordinare, să mă știe toată lumea, nu? Trebuie să fii în procesul acesta de investire a darului Dumnezeu și de atragere a altora, încurajarea lor pentru ca să crească împărăția lui Dumnezeu și să se mulțească biserica, să mulțească locurile unde se slujește. Nu doar aici, da? Noi aici duminica. Slăvit să fie Domnul pentru fiecare echipă de vis care slujește aici. Aleluia! Ne bucurăm că ne întâmpină bine, ne zâmbesc, ne ajută să ne simțim bine ca acasă, să fie curat, să fie copiii sub siguranță bună și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm de predicatori, ne bucurăm de cântăreți, dar nu doar aici Dumnezeu lucrează. El lucrează și în alte părți și haideți să înmulțim aceste părți, mai ales că noi vrem să fie un loc mai mare, mai extraordinar, dar pentru aceasta haideți să depunem efortul și să înmulțim acel dar pe care l-a Dumnezeu și să-i câștigăm și pe alții care să îl facă pe Dumnezeu să se bucure de fiecare, de tine și de mine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Fii cel care te investești și multiplici împărăția lui Dumnezeu. Dacă vreți să ascultați acest mesaj, accesați această adresă și Domnul să ne ajute să punem în aplicare chiar de cum plecăm de aici. Data viitoare ne vom vedea la următoarea maximă a Domnului Iisus și până atunci Domnul să ne binecuvinteze. Vă rog să luați formularul de comunicare și haideți să facem niște angajamente astăzi. După cum am spus, Iisus trebuie să-ți fie Domn, Stăpân. El trebuie să-ți dirigeze viața și nu lumea aceasta, nu vecinii, nu altcineva, ci Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea dacă astăzi te-ai hotărât să-ți dedici viața lui Iisus, și să te botezi în 24 septembrie, pentru că și aceasta este pasul dedicării, punctul cel care spune gata, sigur, atunci bifează și îți dedică, fă-L pe Iisus Domn și Stăpân, spune, Doamne, vreau să fiu al Tău, mă dedic Ție, Tu ești Cel care mă vei conduce spre binecuvântare, succes și viață veșnică. Dacă ai de gând să-ți identifici darul cu care te-a înzestrat Dumnezeu, bifează și fă tot posibilul pentru aceasta. Cursul de dezvoltare personală este cel posibilitatea în Biserica Philadelphia ca să te ajute. Voi multiplica darul cu care sunt înzestrat, da? Mai este pe undeva abilități pe care le-ai lăsat așa să mucegăiască. Nu le lăsa. Pune-le în aplicație. Caută ușa lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu. Vezi cine deja activează în domeniu, mergi într-acolo poate, lipește de cei oameni care deja fac așa cum poți face și tu și știi că poți face și practică acel dar și dă-i voie Dumnezeu să mulțească din ceea ce pot face. Multiplică darul cu care este înzestrat. Și voi participa duminica viitoare la următoarea maximă a Domnului Iisus. Și în partea dreaptă avem oportunități. Dacă ați fost la cursul de dezvoltare personală,
vreți să vă înregistrați într-o echipă de vișină, ați reușit poate într-un fel oarecare, bifați, vă vom ajuta. Dacă vreți să donați pentru proiectul de aripi unui vis și aceasta este o oportunitate, un privilegiu din partea lui Dumnezeu, mai ales pentru cei care au darul dărniciei. Ia spuneți, cine nu are darul dărniciei? Eu cred că toți trebuie să avem. Toți trebuie să avem. Cineva mai mult, cineva mai puțin, dar eu cred că toți trebuie să avem și haideți să-l practicăm. Este un privilegiu acum să practicăm acest dar. În fiecare adunare este acest privilegiu, dar acum în mod deosebit cu acest proiect în care ajutăm copiii să fie educați și să ajungă oameni de plin, oameni integre al lui Dumnezeu și să-l poată proslăvi pe El. Când puneți aceste resurse, aceste bani în acest plic, pentru că acest formular este un plic, scrieți suma aceasta în liniuța care este scris lângă, în privința acestui proiect, ca să știm sigur că acolo merg acești bani. Deci, dacă vreți să participați la cursul, încă o dată, dacă vreți să participați la cursul de dezvoltare personală, vă amintesc o dată, bifați, vă vom chema, vă vom ajuta să mergeți într-acolo și dacă doriți să vorbiți cu un conducător la biserică sau să deveniți membru, vă vom bifați și vă vom contacta ca să vă ajutăm să faceți acești pași. Mai jos, la sugestii, puteți să scrieți sugestiile, întrebările, puteți să scrieți mulțumirile dumneavoastră, nevoile voastre, suntem bucuroși să ne rugăm pentru voi, pentru nevoile voastre și să vedem cum Dumnezeu izbăvește și apoi să mulțumim lui Dumnezeu și spunem, Doamne, slavă Ție! Și credința noastră și credința voastră crește. Dumnezeu să ne ajute, scrieți tot ce aveți în linia de jos. Iar în plic punem darurile noastre pentru Dumnezeu. Dacă mai aveți daruri în afară de daruri, pune vis, dacă doriți să dați o donație aparte de asta sau zecială sau misiune, puneți în plic și scrieți, înregistrați pentru ce anume este suma dată. Cu acestea fiind spuse, haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să binecuvântăm hotărârile noastre și donațiile noastre. Binecuvântăm numele Tău, Domnul nostru. Te slăvim și Te înălțăm și Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești Cel care ne înzestrezi, Doamne, cu tot ce este mai bun și desăvârșit, Doamne. Tu ne-ai dat daruri extraordinare, valori extraordinare ai pus în fiecare, Doamne. Te lăudăm și Te slăvim pentru aceasta, căci Tu ne iubești și vrei să fim binecuvântați, vrei să fim împliniți, vrei să ajungem la succes, Doamne, și Tu ne asiguri toate necesare pentru aceasta. Mai mult decât atât, Îți mulțumim pentru toți cei care s-au dedicat astăzi Ție, Doamne, și doresc să-Ți fie, Doamne, să-Ți fie dedicați Ție, Doamne, în viața lor și Tu să le conduci viața, căci conduci spre succes, spre împărăția Ta, spre slava Ta și frumusețea care ne așteaptă în față. Binecuvântă pe cei care s-au hotărât, Doamne, să cunoască darul pe care l-ai pus, Doamne, ca să poată să fie mai eficient împărăția Ta și binecuvântă pe toți cei care dorim să punem în slujbă darul pe care ne-l-ai dat, Doamne, ca să multiplicăm, Doamne, efectul împărăției Tale în lumea aceasta, Doamne, să reușim aceasta, să vedem ușile deschise pentru aceasta, să fim, Doamne, activi. Și slava Ta să strălucească și să te bucuri de efectul care se face, Doamne. Te rugăm în numele lui Iisus, binecuvântă pe fiecare. Aleluia. Puneți în aceste coșuri formularul să lăudăm pe Domnul în continuare. Cine transformă în soare veșnic orice fărâmă de întuneric, e Domnul gloriei, e Domnul domnilor. Cine vorbește și a Lui vorbire zguduie munții din temelie, e Domnul gloriei, e Domnul domnilor. Ce dar nemeritat, ce preț să fiu salvat, în ceasul cel mai greu ai luat păcatul meu, moartea ai biruit ca eu să fiu sfințit.
Dragii mei, nu suntem conserve, suntem conducte să mergem și să împărțim ceea ce ni s-a dat. Și Dumnezeu să ne ajute, aleluia! Aici încheiem această adunare, Domnul să vă binecuvinteze, poftă bună la toți!